Fiți atenți că mergem până la Alex să vorbim despre ceva. Nu știu dacă vorbim despre femei, nu știu dacă vorbim despre... Nu râde, pentru că la mine scrie că ducem frumusețea la nivel de performanță. Ce poate să fie asta decât despre femei vorbim, nu? Bună dimineața! Adică... Bună dimineața, Alex! Neața, Florin, da, ducem frumusețea la nivel de performanță din punct de vedere al modelingului, pentru că sunt mulți tineri care vor să devină modele și trebuie să se pregătească, trebuie să muncească mult în acest sens. Așadar, și eu am venit să învăț lucruri, că poate mă vede cineva și vrea să îi fiu imagine. Mi-am luat metrul astăzi, că vreau să măsor talii. Haideți să aflăm detalii, pentru că și eu sunt foarte curios. Alături de mine este Larisa Blidariu. Neața! Neața, dragii mei, vă pup! Mulțumim că ne-ai primit. Este model internațional. În 2018 a ieșit Miss Asia? Da, Miss Asia Global. Mamă, să te ating și eu. Și am stat foarte mult în China, într-adevăr, în partea de Asia. Asta este a doua mea casă. Am stat 8 ani de zile acolo, am lucrat doar pe partea de modeling. Ce înseamnă să fii model? Este o meserie foarte grea, foarte, foarte grea. Nu este ceea ce pare, în spate sunt multe ore de muncă, multă îngrijire, profesionalism, este foarte greu. Dar este ceva frumos. Pe lângă acțiunea pe care trebuie să o ai pe scenă și să fii într-o anumită ținută, trebuie să te pregătești înainte. Văd că suntem într-un loc în care fetele se machiază. Cât de important este acest lucru pentru un model? Este foarte important și trebuie să învețe că modelele trebuie să fie cât mai naturale. Adică să poartă un make-up să le avantajeze, nu să le îngreuneze cumva aspectul. Vreau și noi promovăm, și eu promovez foarte mult la școală, naturalețea. Este foarte important să nu mai mergem pe clișeul de frumusețe exagerate. Să fim cât mai natural, că e cel mai frumos. Unghii simple, naturale, scurte, make-up-uri foarte simplu. Ne-am machiat, arătăm foarte bine, așa că trebuie să trecem la antrenament. Să vedem cum se antrenează cei care vor să devină modele. Este interesant pentru că există o școală în acest sens. Văd că banda nu poate fi folosită doar pentru, sau nu numai pentru alergat, ci și pentru mers pe top. De ce mergem pe bandă? Care este relevanța acestui exercițiu? Să știi că am pățit cu foarte multe modele care merg foarte bine fără bandă. Când le pun pe bandă, să-și pierde echilibru. Este foarte bun, un exercițiu foarte bun pentru ele să prindă echilibru și să prindă viteza cu care trebuie să meargă. Nu trebuie să ne grăbim pe podium. Sunt foarte multe modele care mi-aleargă pe podium sau merg foarte încet. Și acum să vedem cum se defilează exact și care, în câteva cuvinte, vreau să-mi spui care sunt secretele. De ce trebuie să ținem cont când vrem să avem o defilare ca la carte? Este foarte importantă atitudinea, este cea mai importantă, să nu încerce să fie too much. Avem acest cuvânt și această expresie din engleză, too much. Uneori când încerci să par că știi totul, s-ar putea să fie... Atitudinea contează. Atitudinea, simplitate și... Și fetele ce fac acolo în oglindă? Este posing. Ele sunt foarte bune pe partea de posing. Le cresc cumva încrederea în ele prin posing. De la ce vârstă putem să fim model? Sau că am văzut că sunt și micuți? De la 5 ani. Medea, prima fată pe care ați văzut-o, are doar 5 anișori, este dintre fetele de top aici. Mulțumim foarte mult, Larisa, așadar îi felicităm pe toți cei care vor să devină modele, le urăm mult succes în munca lor și mai mult decât atât, mare atenție, dragilor, că putem câștiga și bani din asta dacă ajungem să facem la nivel de performanță. Mulțumim mult și revin la voi, sper că v-a plăcut. Cum ai fost dat, Alex? Bine, ești bine pe mers. Haideți și noi. Chestia asta se repete, se exersează, dar trebuie să fie și nativă, pentru că am văzut multe modele care n-au niciun farmec, dar altele care exprimă din doi pași rapid ce trebuie. Bine, Alex! Un reporter implicat. Bravo, mulțumim. Când o să uite copilul tău peste ani de zile la imaginile astea, zic, ia uite-l! Tati!